a redeschis circulația începând cu ora 6:34, trenurile circulând pe porțiunea respectivă pilotate cu viteza de maxim 5 km la oră. După depășirea acestei porțiuni, trenurile au circulat cu viteza stabilită. Care este cea mai mare întârziere? Cea mai mare întârziere a fost înregistrată la trenul accelerat 1693 de la București pentru Timișoara Nord, aproximativ 120 de minute. Sute de persoane au stat în frig în gara din Remetea Mare și gara de est din Timișoara. Unii dintre călători au pierdut legăturile cu alte trenuri. Văd întârziere cu trenul. Am avut, dar nu știm cauza. Nu știm. Zvonuri, linie ruptă ceva, dar în rest nu știm nimic. Ați avut întârziere cu trenul? Așa e România. Ați avut întârziere? La Remete au fost întârziere destulă. Acolo am stat aproape 3 sferturi de oră.